Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Adriana, sunt cosmeticiană și, după cum știți, folosesc alimente în tratamentele mele cosmetice. În ultimele filmări spuneam că sunt cosmeticiana ro-vegană și nabeleaua că astăzi vreau să folosesc ou și ou nu se potrivește ro-veganism, așa că o să spunem că sunt cosmeticiana gourmet. V-am spus și ieri, în filmarea de ieri, îmi pare rău dacă n-ați văzut-o, eu v-am anunțat să aveți un ou întreg, întreguț, să nu-l spargeți încă, pentru că facem lucrul ăsta împreună. Dar înainte de a începe tratamentul, să lămurim ce facem astăzi aici. Deci astăzi facem un tratament ritual, îi zicem așa, ritual, facem... Ne construim propriile ritualuri, pentru că, cum îi zice, am observat că această rutină de îngrijire zilnică și de tratare a pielii nu ne mai oferă nicio plăcere și nicio stare dintre astea psihică bună. Și asta din pricina faptului că noi nu prea mai avem... ritualuri. Înainte femeile se întâlneau, făceau serii între serate, între fete, își făceau părul și aranjau părul. Uite, eu acum ar trebui să mi-l aranjez într-un fel. Își aranjau părul, schimbau rețete, aveau grijă unele de copii altora astfel încât mamele să poată să respire și ele liniștite. Și am pierdut, din păcate, am pierdut această interacțiune cu comunitatea și acum chiar în zilele noastre este un pic dificil, dar uite, o facem online și eu m-am hotărât ca la schimbările de, cum îi zice, la schimbările fazei lunii, la lună nouă și la lună plină, să fac cât un tratamentel dintre ăsta ca să vă amuz și pe voi și ca să vă inspir așa cât de cât să vă îngrijiți și voi și să vedeți că nu puteți să folosiți produse din casă chiar dacă nu putem să ieșim din casă sau nu ne permitem sau ne gândim că în creme nu știu ce ingredienți sunt și mi-e teamă de ei. Eu alăptez, mi-a spus cineva, eu alăptez, pot să-mi pun nu știu ce pe față, unele lucruri poți să ți le pui, altele nu. Și atunci... Uite că am venit cu soluția asta, să folosim alimente și să putem să ne și tratăm. Așa, mi-am strâns părul pentru că urmează să înceapă tratamentul, dar pentru că este luna plină în leu, ce am zis noi că facem? Mai întâi bem un pic de apă și ne hidratăm. Uite, eu am apa aici și cu lămâie care seamănă cu soarele, da? Bem niște apă. Înainte de fiecare tratament, ne hidratăm. Mai întâi punem, băgăm apă. Bineînțeles că va trebui să o și scoatem. Eu nu voi întrerupe filmarea, dar voi vă vedeți de treaba voastră. Așa. Și după ce am băut apă, ce facem? Dansăm un pic. Că asta este... Leu este așa... Cu... reprezintă copilul interior, reprezintă creativitatea, actorii sunt, cum îi zice, guvernați de ziua, de zodia, tot cu Z începe, de zodia leului. Hai să dansăm, hai să dansăm că încep să mă bulbui. Cum e? Și de pe scaun puteți dansa. Eu dansez foarte bine de pe scaun. Dacă trebuie să mă ridic în picioare, s-a terminat. Ia uzi! Că nu-mi plăcea cum devenea melodia.
M-au întrebat pe aici fetele ce recomandări de melodie am pentru dansat. După ce voi face această postare diseară, dacă aveți chef, intrați la mine pe grup și facem un party virtual. Ok, și acum hai să începem să vedem ce am vrut eu să fac cu ouul ăsta. Păi cu ouul acesta voi lăsa camera în jos, ia să vedem. Sau... Nu. Evident că îl voi sparge. Îmi veți vedea capul, dar na, nu vedeți ce fac cu mâinile. Sparg oul și îl separ. Albușul îl pun într-un castronel și gălbenușul îl pun într-o cănuță. Imediat vă arăt. Bun. Și acum, aici avem albușul, aici avem gălbenușul. Se vede ce scrie pe cană, nu este reclamă, e gălbenușul, vreau să-l vezi. Să-l vedeți. Așa, și aici, pe o farfurie separată, am pus cojile de ou, pentru că le vom folosi și pe ele, să vedeți ce facem cu ele. Stați pe aproape să vedeți ce facem cu cojile astea, că toată lumea vrea rezultate imediate, produse minunate. Ah, e prea fierbinte apa. M-am fript. Șut! Așa. Aici am castronelul meu cu apă și cârpița mea. Da. M-am fript cu apa. Am crezut că o să se răcească, dar că se va răci. Exprimarea. Cârpița mea. Deci, cu puțină apă călduță, umezi în fața. Bun, și acum, după cum toată lumea știe, într-un tratament cosmetic urmează demacherea, nu? Cu ce vom face demacherea? Eu v-am arătat doar un ou. Cu ce credeți că vom face demacherea? Cu gălbenușul de ou, pentru că, de exemplu, eu mi-am spălat copiii. Aici am două bețigașe de-astea chinezești. Eu mi-am spălat copiii până la un an cu gălbenuș de ou. Nu le-am pus niciun fel de săpun pe ele. Din diferite motive. Unul ar fi că vroiam să le spăl cu produse cât mai naturale și să nu le provoc nicio problemă. Bun. Și acum mi-am umezit puțin mâna cu apă, din degetele mele pică apă. Și de aici voi lua un pic de gălbenuș de ou și îl voi amesteca cu apă și îl voi freca bine, bine între palme. Și veți vedea că face spumă, da? Face spumă. Și încep să mă spăl cu el pe față, ca și cum aș spăla cu un demachiant. Și îmi fac demacherea cu gălbenușul de ou, mai umezesc puțin palmele pentru că se usucă. Și cu apică îmi fac demacherea. De ce folosesc ou? Lucky, te-am plictisit deja? Păi desigur, dacă nu-ți dau să mănânci oul, e plictisitor dacă nu... Bun. De ce folosesc oul? Păi în acest gălbenuș de ou există proteină și există minerale și vitamine ca să susțină o viață, domnilor și doamnelor. O viață. Din ou iese puiul, nu? Toată lumea știe că puii ies din ouă. Deci, practic, aici, în acest ou, noi avem toate elementele care susțin viața. Și atunci, de ce să nu pun și pe pielea mea o substanță atât de bogată? Un produs atât de bogat în tot felul de substanțe. Care?
Bineînțeles că proteinele din ou vor topi proteinele mele și vor dezlipi lipidele dintre celulele cheratinizate și odată cu demacherea se va face și o exfoliere. Deja știm lucrurile acestea. Și dacă nu le știm, mă întrebați. Mă, de ce ai ales ou? Ce conține ouul ăla, gălbenușul de ou? Întrebați-mă și pe mine, întrebați-le pe bunicele voastre. Măi, bunii, tu știi că am văzut o nebună care zicea că și-a spălat copilul cu gălbenuș de ou. Tu vreodată ai folosit gălbenuș de ou ca să te speli? Vedeți ce zice bunica. Mama mea se uită. Eu de la mama și de la bunica mea am învățat. Hello! Mănâncă gălbenușul! Loki! O secundă, n-am fost atentă la tine! Era rar de treabă. Gata, l-am acoperit ca să nu mi-l mai atace acest animal feroce care este un leu mai mic. Bun, și acum, după ce am făcut demachiera, vreau să fac și o mască. Ce fel de mască vreau să fac? Păi, pentru că este frig afară și așa, nu prea se potrivește. Dar dacă tot am pornit-o cu oul, voi face o mască din albușul de ou și îl bat aici bine, 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 astfel încât să îl desfac. Tenurile care sunt foarte sensibile și foarte uscate în albușul ăsta de ou, ori îl evitați și nu îl faceți deloc. Puneți mască, puteți să faceți mască și din gălbenușul de ou. Puneți gălbenușul de ou pe față. Eu acum vreau să pun albuș sau știți ceva? Haideți să punem gălbenușul. L-am pus ca să pun. Acum îl punem ca mască. Fiți atente cum facem. Luăm de aici cu degețelele din cărnuță. E rar ar să fie de scris. Luăm de aici din cărnuță gălbenuș de ou și ne dăm cu el pe față. Pur și simplu. Am schimbat. În mijlocul tratamentului m-am răzgândit. Vedeți, asta este treaba cu copiii. Și cu copilul ăsta interior, că toată lumea mă întreabă care-i treaba cu copilul interior. Măi, frate, ai pornit la drum. Eu am pornit, mi-am imaginat că o să fac mască din albușul de ou. Dar apoi mi-am dat seama că tenurile sensibile nu tolerează bine albușul. Și gălbenușul ăsta este tocmai bun acum, pe vremea asta rece. De ce? Pentru că el este gras și îmi protejează pielea și mi-o și hrănește foarte bine, mi-o și hidratează, dar în primul și în primul rând este ca un fel de, e ca și cum i-aș pune o șubă pe mine. Știți? Când este frig afară, îmi pun șuba pe mine, îmi pun o haină mai, dacă nu știți ce e șuba, e o haină groasă cu blană pe dedesubt, cu lână. De la oaie. Ce să vezi, oamenii se îmbrăcau cu, când dau oile, le luau blănița și își făceau ei tot felul de chestii. Printre care își făceau și șube. Că blănița de la animale putem să o, îi ajutăm, le ajutăm și pe ele, că li se regenerează blănița și așa și nu mai suferă de cald când vine căldura. Nu stau cu 7 kg de blană pe ele când sunt 50 de grade afară. Come on! Moare animalul de cald, se deshidratează. Și atunci îl tund. Cum tund și pisica și cățelul, așa tund și oaia. Și capra. Ok, am pus gălbenușul de ou pe față și îl las să stea până se usucă. Asta înseamnă câteva minute bune.
Cam 5. Pe mine deja începe să mă strângă pe față și nu-mi place. Aici mă vedeți că mă uit în jos pentru că mă spăl pe mâini în castronel. În castronelul cu apă mă spăl și pe mâini. Că sunt mâinile mele fața mea. Am un ăsta de hârtie. Ok. Acum am șters masa. Masa mea, cred că are vreo 100 de ani. Și nu știu dacă ați văzut oameni care să stea în afara celor care sunt profesori de Qigong sau de Tai Chi și la 100 de ani stau într-un deget. Nu vorbim despre acei oameni. Vorbim despre oameni obișnuiți care la 100 de ani nu mai stau chiar foarte bine pe picioare. Așa și cu masa mea. Nu stă chiar foarte bine pe picioare și cum o ating un pic, cum începe să se balambane și devine foarte nesigură pe ea. Așa, ziceam de copilul interior, că am uitat. Am pornit cu ideea că fac mască din albuș. Mi-am dat seama că nu toate tenurile pot tolera albușul, dar gălbenușul este foarte bun chiar pentru toate tenurile. V-am spus, eu spălam bebelușii cu el. Și atunci am schimbat în mijlocul tratamentului, mi-am răzgândit. Care-i problema? Nu-i nicio problemă, așa și voi. Deja pe mine începe să mă strângă, după cum vedeți. Nu știu dacă se vede, dar a făcut o peliculă foarte lucioasă așa și aceasta este și o mască de hrănire a pielii, dar este și o mască de lifting, pentru că el când îl pui pe piele, face o peliculă așa care apoi începe să se strângă și când începe să se strângă, pac, începe să-mi strângă și mie fața. Și dacă vedeți pe aici, pe unde am eu probleme și îmi atârnă fața, deja începe să-mi întindă, vedeți? Deja se vede. Nu s-a uscat complet, dar acum a coborât ochii de pe masă și de asta s-a mișcat camera și mi-am pus chiar și pe ceacăne, cum îi zice, o dintre asta, pentru că el când începe să tragă, deja se vede la ochi, că încep să mi se deschidă ochii. Da? Și dacă mișc pielea, s-ar putea să vedeți, s-ar putea să nu vedeți, că începe să se crape masca asta. Și este și destul de rece. Și acum o clătim cu apă călduță. Îmi iau ăsta, mă șterc. Îmi curge apă până la coate. Acum aș fi putut să mă duc la toaletă, la baie, să-mi dau o jos, dar nu vreau. Vreau să mă demarchez o dată cu voi aici, să mă vedeți cum să mă demarchez, să-mi dau masca jos de pe față. Bun. Și acum mai trebuie să mai vorbim câteva minute până îmi dau eu masca asta jos cu totul. Puteți să mergeți la baie și vă dați masca jos cu apă călduță. Vă spălați. Mă veți întreba, bine, bine, dacă am făcut demachierea, nu puteam să fac masca asta și după aia să o spăl și să fie și demachiere și așa? Aș prefera masca să o punem pe pielea curată, chiar dacă folosim același produs, adică gălbenușul de ou, aș prefera să fie pe fața curată. De ce? Pentru că demachierea, dacă o facem, chiar și dimineața când facem demachierea, pe piele, avem tot felul de chestiuțe. În timpul nopții, ochii se mișcă și scot afară eventuale
granule de praf sau urdori, mai facem urdori sau plângem în timpul somnului și ne trezim cu lacrimi pe la ochi, avem pe aici uscate niște chestii albe. Ne mai curge câte o băluță și se usucă. Ei, nu vreau să pun mască peste mizerie. Plus că... Deci nu vreau să pun mască peste mizeriile alea, plus că pielea în timpul nopții, ce credeți că face? Muncește. Muncește din greu și scoate, în primul rând, scoate gunoiul afară, pe piele. Îl scoate afară ca să-l speli tu. Zice, bă, ia-l tu că eu nu mai am ce să fac cu el. Cam asta este atitudinea. Cum ducem și noi gunoiul la... Nu știu, la ghenă, unde, cum aruncați voi gunoiul. Eu trebuie să ies din casă ca să-l arunc alții din bloc, adică alții la alte blocuri unde am locuit, aveam ghena pe hol. Ieșeam doar din casă, în papuci, intra la ghenă, ridicam capacul, aruncam gunoiul, puneam capacul la loc și mă întorceam în casă. Aici trebuie să mă îmbrac, să mă încalț, îmi iau sacoșelele și plec la ghenă în fața blocului. Pe drum mă mai întâlnesc cu o vecină, bună ziua, bună ziua! Da? Deci de asta trebuie să ne demarchiem înainte. Eu n-aș pune mască peste... Plus că în timpul nopții nu vreți să știți pe unde ajung mâinile voastre și nici eu nu vreau să vă spun. Dacă aveți prin familie medici sau prieteni medici, întrebați-i pe ei. Băi, frate, a zis o nebună pe YouTube că mâinile mele nu știu pe unde ajung în timpul nopții. Să vedeți ce vă spun medicii. Ajung că ne mănâncă pe colo, pe colo, ne scârpinăm. Mai întâi ne scârpinăm, după aia ne scârpinăm, după aia pe aici, după aia pe aici. Da? Ca aia e. Dormim și nu știm. Mâinile își fac. Ok. Doamnelor și domnișoarelor și domnilor, dacă sunteți pe aici, să bată tobele. Și vă spun și de ce. Pentru că urmează să vă arăt un remediu rapid împotriva ridurilor. Este o soluție de lifting rapid. Și acum ce facem? Luăm această coajă de ou și îi scoatem pielița dinăuntru. Știți că ou are o pieliță înăuntru. Scoatem pielița asta. Eu voi face demonstrație pe uid, ca să vedeți. Nici nu știu pe care dintre ele să fac. Uite aici. Da? Vedeți că eu deja am ridurile astea de tristețe, că am fost tristă. Și voi pune acolo, pe acel rid. Scot pielița asta și cu partea umedă, de ce e pielița din nou? Partea umedă o aplic pe rid. Ia. Da? O secundă, mă duc să-mi aduc oglinda. Așa, mi-am adus oglinda și acum mă verific aici să-mi întind calmea. Ideea este ca această pieliță de la ou să stea cât mai întinsă. Bun. Și o las aici. Cât? Până se usucă. Știți că durează câteva minute, nu mult. Acum mai iau o pieliță dintre asta
și mă duc cu ea, pentru că s-a făcut așa, mă duc cu ea pe ridul ăsta dintre sprâncene, că tot l-am masat. Ieri, că nu mai știu care, nu mai știam care e partea umedă. Partea umedă și eu aplic pe ridul ăsta. Fix aici. E un pic greu de aplicat. Trebuie să fiți foarte blânde cu ea. Și acum stăm așa până se usucă șmecherica asta. Mai bem puțin apă. De unde știm că s-a uscat? Păi se va albi. Cer scuze, m-am mânecat. Vedeți asta cum și-a schimbat culoarea? O mai las puțin. Și apoi o voi scoate. Și ar trebui să se vadă că a lucrat pe rid. Nu se vede pe camera asta că e sărmană. Și aici ar fi trebuit să se vadă același lucru, că a lucrat pe rid. Și acum fie lăsați albușoala de ou acolo că este uscat. Veți simți că vă strânge și puteți să puneți crema sau uleiul peste el. Mie nu-mi place. Ei, nu-mi place deloc senzația. Așa. Ce tare, pot să mă uit și în oglindă, mă uit și la voi. Bun. Mă șterg pe mâinițe, frumos. Măi, Loki, dar tu miște aici. Deci nu vreți să știți cum mănâncă asta din gălbenușul de om. Vă auziți cum îl încerește? Mi-a mâncat gălbenușul de om. Nu-i nimic, tot terminasem cu el. Ok, și acum am în mai puțin mâine în apă. Scot un fir de păr de la cârpa asta, cârpele mele lasă păr. Pun un pic de glicerină vegetală. Am pus cam multă, dar nu contează. Și îmi voi pune această glicerină vegetală pe față. Voi, dacă nu aveți glicerină vegetală, puteți să vă puneți miere. Sau cremele voastre hidratante, nu contează. Eu îmi pun glicerina vegetală pentru că îmi place cum îmi hidratează pielea și cum rămâne pielea moale, moale și catifelată și a doua zi. Rezultatele unui tratament și ale unui masaj. Așa, ne ducem și pe decolteu, da? Pentru că urmează masajul. Și vreau să am rezultate bune la masaj. Deci, rezultatele unui tratament și ale unui masaj se văd abia a doua zi după ce a trecut, cum îi zice,
Uneori, la tratament, se și irită un pic pielea și la masaj se irită, se fac niște mici edeme, se pot face, depinde de stilul de lucru al terapeutului, da? Sau ce tratament ați avut voi acolo. Abia a doua zi, după ce totul este calm, liniștit, pielea a avut timp să-și dea seama ce i s-a întâmplat. Așa. Abia a doua zi, după somn, când ne trezim dimineața, ne uităm în oglindă și vedem rezultatele tratamentului. Atunci, imediat după tratament, unele tratamente au rezultate imediat, le putem vedea, dar a doua zi se văd chiar și mai bine. Bun, și acum vom face masajul cu un ulei pe care nu l-am adus, nu-i așa? Trebuie să-mi aduc și ulei. Gata, am revenit, mi-am adus uleiul de cocos, care arată ca o cremă, dar nu este. Este ulei. Acum, domnișoara Loki dorește și ulei de cocos să mănânce. Stai, măi, pitico! Stai! Deci, nu vreți să știți ce război se dă aici pentru gălbenușul de ou și ulei de cocos. Așa. Bun. Și acum, masajul pot să-l încep fie dintre sprâncene în sus, fie dinspre barbă, de la barbă și de la colțurile gurii înspre urechi. Și mă masez binișor, mai întâi mintind uleiul, bineînțeles, peste tot și pe ploape, că e ulei. Nu, mami! Ei, firarar de treabă! Stați puțin, să-i dau fetii să mănânce puțin ulei, că... Ia, drăguță, ia! Uite aici, uite! Hai, ha! Uite, vino aici ca să te vadă și fetele astea cum mănânci tu ulei de cocos. Hai! E bun? A fost bun? Foarte bun. Se spală fata acum, da? Foarte bun. Ne scuzați pentru întrerupere, dar asta este. Când ai animăluță prin casă. Bun. Și masă în fruntea, după cum v-am arătat la masajul frunții. Și după câtă răbdare avem, da? Eu masez acum la bagăștii pe aici. Am pornit să masez fruntea și m-am trezit că masez la bagăștii. Nu contează. Deci chiar nu are importanță. Puteți să faceți mișcările astea circulare și pe frunte. Important este ca să vă faceți masajul. Mișcările să fie dinspre mijlocul feței, înspre laterale, înspre firele de păr, înspre urechi, da? Și să fie mișcări circulare sau, uite, eu acum nu fac mișcare circulară, eu fac o mișcare liniară, dar o fac ascendent, de la barbă până la ureche. Îmi masez ridul ăsta pentru că am eu așa o idee că e nu-mi place ridul nazogenilor. Cum altele au probleme cu ridurile de la ochi, eu am probleme cu ridurile de la gură. Masă și gura. Da, umerii sunt lăsați și pe bărbie putem să facem aceeași mișcare, dar e mai, cum îi zice, este mai ușor de făcut mișcarea aceasta, așa, cu pensa între degete. Decât
E același lucru. Dacă fac așa prin oasele mandibulei, între degetele arătător și mijlociu și trag și e o treabă. Sau pot să fac între degetele astea două, între degetul police și arătător, am prins osul și alunec ușor către ureche. Da? Și mișcarea asta ce rol are? Are și rol de lifting. Ia uite că mi s-a întins pielea, vedeți că o țin aici. Da? Are și rol de lifting, are și rol de tonifiere și are și rol de drenaj. Este foarte posibil să simțiți că începe să vă curgă pe gât chestii. Că încep să vă curgă pe gât chestii. Whatever, limba română. Da? Mi-a mai umezit puțin mâinile pentru că mi-a rămas destul de multă glicerină și acum eu practic, punând apă, glicerină și ulei pe față, am făcut o emulsie și le și masez, da? Fac o emulsie pentru ten, astfel încât tenul este și hidratat și protejat, îi se reface și bariera aceea lipidică. Avem două bariere, bariera lipidică, aceea de grăsime de pe față, și avem și bariera chimică, acidobazică. Și eu la barierele astea uneori mă mai încurc în ele, ce să fac? Că așa sunt eu. Bun. Mai, cum îi zice, masez un pic sprâncenele, tâmplele. Pe sub ochi vom face masajul ochilor săptămâna asta. Nu știu, dacă am chef mâine să filmez, filmez. Dacă nu, săptămâna viitoare, da? Următoarea filmare va fi cu masajul ochilor, da? Nu vă faceți probleme că nu prindeți acum mare lucru din ce arăt eu la masajul ăsta. Pentru că vom face masajul special al ochilor. Și am grijă să trag de față bine, bine spre urechea asta. Fac același lucru și spre urechea asta altă. Și după ce am tras bine spre urechi și drenez un pic. Și masez și aici claviculele. Bineînțeles că trebuia să demachiez și gâtul și decolteul, dar eu sunt tocmai sunt după duș. Dacă stau să mă demachiez de 70 de miliarde de ori, voi țineți minte, deci ori faceți duș și vă faceți tratamentul după duș și atunci ce să mai demachiez gât și decolteu, că este curat. Ori demachiați și gâtul și decolteul, nu. Niciodată nu faceți masaj pe pielea necurățată. Pielea trebuie să fie tot timpul curată, indiferent că ai făcut duș, că ai demachiat-o, că ceva, trebuie să fie curată. Vedeți cum mi s-au înroșit mie ridurile astea pe aici, pe la nas? Și dacă nu am timp, da, bine ar fi să vă faceți tratamentul ăsta înainte de culcare sau cu mult timp înainte de a ieși din casă. Nu vă faceți tratamentul și la 5 minute după tratament ați ieșit din casă, nu? Nu, dați pielii timp să absoarbă tot ce i-a spus pe ea și să-și revină după ce am iritat-o, că în momentul în care o masăm, să știți că se irită, adică se deschid vasele de sânge. Aici sunt foarte multe capilare, ele nu stau tot timpul deschise.
Ele se deschid când ni se încălzește fața, când cum îi zice, când o tratăm, când o masăm, atunci se deschid capilarele, vin, aduc mâncărică, ce le trebuie celulelor pe aici. Și după aceea se închid la loc, că nu stă corpul să piardă atâtea resurse. Vom vorbi și despre, la un moment dat am văzut o reclamă și vreau să vorbesc despre cuperoză. Pentru că am văzut reclamă la un medicament, un supliment, care e pentru capilare, nu știu cum. Și mie chiar nu mi se pare, dar voi mai vorbi și cu medici. Asta este în plan. Să-mi spuneți și voi ce părere aveți despre aceste suplimente, dacă le-ați luat, n-au avut rezultat, ați avut efecte adverse, ce s-a întâmplat. Și la fel vă rog să-mi spuneți dacă ați făcut tratamentul acesta împreună cu mine, doar cu ou, și cum vi s-a părut. Bun, și acum am terminat. Tratamentul s-a terminat, s-a terminat și masajul, putem să facem pătratul feței, da, ca să fixăm tot ce am pus pe față, să pătrundă mai adânc, cât poate de adânc, da. Și acum să vă spun, să fac anunțurile, cum îi zice, astea de marketing, advertoriale, cum îi zice, nu știu. În descriere voi pune un link al unui chestionar pe care l-am conceput împreună cu o prietenă de-a mea, pentru că lucrăm la un curs online pentru îngrijirea feței și vrem să știm exact ce anume vă trebuie vouă, ce vă doriți, ce vreți să știți, pentru ce ați dat bani, adică dacă ar exista un curs de îngrijire a feței, ce v-ar interesa? Atenție, îngrijirea feței nu înseamnă machiaj. Deci machiaj înseamnă altceva. Nu este îngrijirea feței. Eu vorbesc despre cosmetica asta pe care o fac eu. Și nu neapărat, sunt cosmeticiană, deci am cunoștințe din tot domeniul cosmeticii și vreau să știu ce vă interesează pe voi cel mai mult. Vreți să știți ceva anume, că demacherea, de ce să faci cât demacherea sau care este structura pielii sau ceva, nu știu, ce v-ar interesa pe voi. Așa, deci asta este un lucru, vă rog frumos, dacă vreți și aveți deschidere și plăcere să completați acolo un chestionarul acela. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc celor care mi-ați donat pe PayPal, vă mulțumesc foarte mult, vă pup! Și cei care doresc să participe, să mă susțină în activitatea mea astfel încât să pot să-mi cumpăr și eu o lumină, o cameră mai bună, un microfon sau știu eu ce simțiți voi nevoia, că mai e nevoie pe aici, puteți să-mi donați folosind linkul din descriere. Și a treia chestie și cea mai mișto și cea mai apropiată de noi este că pe 17 februarie voi face un live în care vom avea un invitat special care ne va vorbi despre energia începutului, cum să miști energia, cum să-ți miști corpul astfel încât energia să curgă mai lin și mai bine, astfel încât toate proiectele pe care le începem să aibă și rezultate bune în viitor. Bun, astea au fost cele trei anunțuri, chestionarul, donațiile pe PayPal, mulțumesc frumos pentru astea două și live-ul de pe 17 februarie, până data viitoare, care va fi mâine sau săptămâna viitoare. Vă pup, vă îmbrățișez și vă reamintesc că tinerețea se cultivă, frumusețea se învață. Ciao!